Domnule profesor, de ce este important să onorăm memoria victimelor holocaustului? E fundamental să onorăm memoria tuturor victimelor, dar dacă vorbim despre holocaust, care este un fenomen unic în istorie, în care o anumită categorie de oameni a fost țintită pentru a fi exterminată, atunci cultul memoriei, Acestor victime sau victime din această tipologie este cu atât mai important, mai semnificativ. Iată, tinerii din Cluj au reușit să găsească o modalitate inedită, benzi desenate. Nu multă lume s-ar fi gândit că niște benzi desenate pot să exprime atitudini, emoții legate de tragedia care s-a întâmplat în perioada celor de-al doilea război mondial. Cum vi se pare această idee? La un moment dat s-a lansat întrebarea în cadrul dezbaterii cum reacționează populația clujului de azi la ceea ce s-a întâmplat în Holocaust. Și am încercat să intervin, adică am intervenit și am încercat să spun că e pe undeva explicabil că reacția este uh, estompată. Pentru că e vorba, deși Holocaustul uh, se referă la atrocități de câteva... Uh, de ani în urmă, de pe vremea celui de-al doilea război mondial, studiul în sine este de foarte recentă durată. Practic a început doar în ultimii 20 de ani după publicarea raportului Comisiei Eli Wiesel, când lucrurile au luat o amploare profesională de seriozitate, și în sfârșit această temă tragică nu a, fost, nu a mai fost tratată propagandistic pentru reinterpretarea trecutului. De acolo, ca să vin să vă răspund întrebării, după ce Comisia Wiesel a pus piloanele discuției, se desprind mai multe direcții. Există cercetarea academică și tot aici, la Cloja, acum 10 zile a avut loc o, o, o foarte amplă conferință științifică pe tema Holocaustului cu specialiști din Statele Unite ale Americii, din Israel, din Ungaria, din România, firește, Marea din Marea Britanie și parcă și din Norvegia. Deci partea academică își face datoria. De asemenea, am salutat printre noi prezența mass media, alături de mine a stat o prestigioasă ziaristă din presa scrisă, doamna Roxandra Hurezeanu și în sală se afla o la fel de prestigioasă ziaristă din, de la televiziunea română din Cluj, Andreea Ghiță care de 20 de ani și-a făcut o datorie din a aduce printre oameni, printre oamenii de rând realitățile din Holocaust va să zic că acum asistăm la o altă direcție de deschidere către populație, de conștientizare a oamenilor, elevii. Învățământul este implicat în începând cu acest an, Holocaustul, istoria Holocaustului este o disciplină care se studiază la liceu. Și atunci, prin aceste niveluri supraetajate de comunicare către publicul larg, să sperăm că vom ajunge și la acea conștientizare care să ducă lumea să înțeleagă monstruozitatea acestui fenomen.